urmările demascărilor de la Putești, studiul de caz în Mircea Brai. Ultima comunicare pe ziua de azi. Da. Cu voia noastră, ultima pe ziua. Este una din zilele în care aș putea considera că nimic nu este întâmplător pe lume, pentru că azi, 27 septembrie, este ziua de naștere a medicului Emil Căpraru, subiectul studiului lor de caz, împlinește 90 de ani. Vă veți întreba care e legătura dintre medicul Emil Căpraru și preeducarea sau urmările demascărilor, cum mi-am intitulat eu textul. O să încerc să vorbesc liber ca să vorbesc mai puțin, pentru că altfel demonstrația mea este destul de amplă. O să-l prezint puțin pe medicul Emil Căpraru. Probabil că unii dintre domniile voastre îl cunoașteți măcar după nume, în calitate de părinți sau de foști pacienți copii ai dumnealui. Are o carte celebră cu multe ediții care se intitulează Mama și copilul. Cum spuneam, s-a născut pe 27... O ai și tu, da? Cu soția, da. Care, din păcate, a murit de timpuriu afectată de ceea ce trăise soțul ei și de ce trăiseră împreună. Deci s-a născut pe 27 decembrie 1923, astăzi am plinit 90 de ani, într-o comună din regiunea Craiova de lângă Tuziaș. În septembrie. A absolvit Colegiul Național Carol I de la Craiova. Mai avem aici, l-absolvăm pe domnul profesor Radu Ciuceanu. Facultatea de Medicină între 1943-1949. În timpul facultății a rămas orfan de război. Tatăl a fost luat prizonier la Stalingrad și a și murit în scurtă vreme în prizonierat. Pe scurt, în 1946, pentru că detaliile astea sunt foarte importante pentru a înțelege traseul său ulterior, în 1946, în anul 3 de studii, a fost ales secretar general al Societății Studenților în Medicină din București. Și a fost ales pentru că era un nins rezervat, taciturn, doar asista la discuțiile efervescente din epocă, după cum știți, perioada 1945-1948 a fost una de efervescență printre studenți. Și s-a considerat că dumnealui ar putea fi mai echilibrat. În această calitate, în perioada 1946-1949, a ajutat foarte mulți studenți de toate orientările, ca să spun așa, politice, deși unii nu erau afiliați la nicio mișcare politică, să obțină burse, cazare, întotdeauna ghidându-se după criteriile școlar și material. În perioada 1948-1952 și-a făcut stagiile obligatorii pentru un medic de intern, extern, secundariat și așa mai departe. A rupt orice legătură cu lumea din care tocmai ieșise și nu o spun întâmplător pentru că este exact perioada demascărilor de la Pitești, în timpul cărora s-au dat declarații care îl priveau și pe el, în care s-a vorbit despre el. Interesant este că această bibliografie, între ghilimele, a demascărilor a ajuns să fie prelucrată ceva mai târziu, de data aceasta, în timpul proceselor reeducării. Da, domnul director știe mai bine pentru că a trecut acolo. Și s-a ajuns ca în 1955, pe urma acestor declarații date în demascări, trimise de Direcția a treia, la contrainformațiile din sistemul penitenciar, să-i se deschidă un dosar de verificare. Verificarea a durat 7 luni, după care dosarul a fost transformat într-unul de urmărire informativă, o acțiune informativă individuală.
care a durat până în 13 decembrie 1958. Ca să nu vă dau prea multe detalii și să nici nu intru în citatele ample din documente, în toate rapoartele și notele de analiză ale ofițerului care îl avea în supraveghere, un locotenent major, se numea Pulcea, devenit în timpul acestei operațiuni capitan, a fost ridicat în grad, deși n-a avut mari merite pentru că n-a reușit să demonstreze că Emil Căpraru ar fi fost implicat în organizație regională. Asta se încerca să se însceneze. Drept urmare, singurele probe, trebuie să spun mereu probe între ghilimele, pentru că nu sunt probe propriu-zise, sunt niște declarații date de Nuti Pătrășcanu, Aristotel Popescu, cunoscut drept Aligo Popescu. Au fost martorii, cei doi martori principali ai acuzării, pe care de altfel Căpraru nici nu i-a recunoscut la confruntarea care a avut loc în timpul anchetelor și nici ei nu l-au cunoscut pe Căpraru. Ei arătau după mărturisirea medicului ca niște maimuțe, erau dezumanizați. Octavian Voina, un alt fost student trecut prin reeducare, spune chiar despre Aligo Popescu că se transformase într-un robot și că cei doi deveniseră în perioada 52-57, din 54 până în 57 au fost cele trei procese ale reeducării, deveniseră martori de meserie. Adică ei fuseseră robotizați în timpul reeducării, dezumanizați și erau aduși să depună mărturie împotriva colegilor lor sau unor oameni pe care nici nu-i cunoscuseră. De altfel, Emil Căpraru l-a întâlnit o singură dată în viața lui pe Aristotel Popescu, când erau studenți și asta în contextul acordării burselor, la fel și pe Nuti Pătrășcanu. Al treilea personaj care au trăit în permanență, este foarte important, au trăit în permanență cu spaima execuției, pentru că ei au fost condamnați la moarte în primul proces, în Votul Țurcanu, în 1954. Nu li s-a spus că li s-a comutat pe pedeapsa, au fost ținuți în celebra casinca Jigavei în condiții de exterminare și de izolare totală și de acolo erau aduși la suplimente de anchetă să dea declarații și la confruntări. Al treilea om implicat și care va face lot cu Căpraru, pentru că știți că era nevoie de cel puțin doi oameni pentru un lot ca să-i bage la organizație să se poată da condamnări mari de la 15 ani în sus. Al treilea om este un fost coleg de facultate al lui Emil Căpraru, Gheorghe Soroiu, și el a trecut prin reeducare, Gheorghe Soroiu, un medic, da, trecut prin temascări, din analiza dosarului și din corelarea cu diversele mărturii, am dedus că de vreme ce Emil Căpraru, pe Aristotel Popescu și pe Nuti Pătrășcanu nu-i cunoscuse și n-a adusese nicio relație cu ei, aflasă în timpul detenției la Pitești, în timpul demascărilor, câteva detalii de la Soroiu și domnul profesor știe cum se înfloreau, așa zisele, informații, pentru că sub teroare oamenii spuneau și ce au făcut și ce n-au făcut și inventau chiar cunoștințe. Soroiu a fost eliberat pentru că a fost o condamnare mică după ce a trecut prin reeducare, fusese eliberat în 1952. În timpul facultății înainte de arestare, îl cunoscuse pe Căpraru pentru că fuseseră colegi, Căpraru îi dăduse cartelă de masă așa cum dădea tuturor conform legii. După ce s-a eliberat în 52, a venit tot la Căpraru să-l ajute. Numai că el, între timp, semnase și angajament de informator la Pitești, semna cu codul Arsene. Securitatea se debarasease de el, el n-a știut, a fost realmente reeducat, continua să dea note informative, inclusiv despre Căpraru, și atunci securitatea a zis, păi foarte bine, atunci să-l recuperăm. I-au făcut un nou angajament cu un alt nume de cod,
Sorin Tomescu sau Sorin, cu varianta scurtă. Și au sfârșit, securitatea a sfârșit în cele din urmă neagă în probe să-i alăture pe cei doi într-un dosar și să facă un lot. Căprarul a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică, iar Soroiu la 16 ani. Deci el a fost un țapi spășitor. Au mai fost în 58. Primează. Primează cu plecarea grupelor. Da. Deci au fost sunt în dosarul de urmărire informativă și în dosarul penal câteva declarații ale altor foști pițeșteni, deci trecuți prin reeducare, dar sunt fără relevanță. Un alt medic, Mihai Jeanu, poate îl știți, de la Craiova, pe care Căpreanu spune că nu l-a cunoscut în viața lui. Erau și din generații diferite, care vorbește despre Căpreanu, de note informative. Se pare că el a avut o trezire a conștiinței după eliberare și a refuzat să mai dea note informative. Un alt deținut, Nicolae Nedelcu. Da. Securitatea nu se împiedică în faptul că se contrazice. În notele de analiză, Nedelcu este enumerat alături de Popescu, Aristotel, de Nuti Pătrășcanu, drept martor împotriva lui Căpreanu, dar în mai jos, două file mai jos, spune că, de fapt, Nedelcu, în timpul demascărilor, în perioada 49-50, a recunoscut că Căpreanu ar fi avut activitate legionară, pe când acum, în 1957, de atunci este nota de analiză, Nedelcu spune că a dat declarațiile sub condiții inacceptabile. Se înțelege sub condiții de tortură, iar acum, în 1957, probabil mulți dintre cei trecuți prin reeducări își mai reveniseră, că de fapt a avut rău procesele reeducării și mulți dintre ei nu mai erau chiar atât de speriați. Nu vreau să mai lungesc, desigur sunt cumva frustrată că n-am putut să citesc, am foarte multe argumentări aici. Aș vrea totuși o mică schemă din felul în, să vă arăt o mică schemă din felul în care acționa securitatea. Tot în perioada 52-53, după ce foarte mulți studenți de la Pitești s-au eliberat, că știți, domnul profesor, foarte bine că aveau 3-4 ani condamnări mici, mulți dintre ei, dar au avut neșansa să ajungă la Pitești, unul dintre ei, tot un medicinist, Iorgu Dumitriu, poate vă spune ceva numele lui, Iorgu Dumitriu, este trimis cu sarcină la Căpreanu, care era și redactor șef al editurii medicale, să-i ceară de lucru, pentru a-l compromite. Numai că Iorgu Dumitriu ajunge la Căpreanu însoțit de unul dintre marile educați, trebuie să-l știți, Simeon Enăchescu. Care la peninsula a fost chiar șeful brigăzii 14, din celebrele brigăzi 13-14 de la peninsula. Și Iorgu Dumitriu ajunsese la peninsula, ca și Jeanu de altfel, și Soroiu a ajuns la peninsula, ei erau din același grup. Și ajunge la editură, îi cere de lucru, dar Căpreanu observă că este însuțit de Enăchescu. Ori oamenii din Libertate, unii dintre ei, aflaseră ce s-a întâmplat la Pitești sau la peninsula, între mediciniști, vorbesc de mediciniști. De și atunci, recunoscându-le, astăzi îmi pare rău, am primit aseară indicația să nu mai dăm colaborări externe. Ei erau informatori amândoi, și Iorgu Dumitriu și acest Simeon Enăchescu, cu numele de cod Călin, dar dacă veți citi declarațiile lor, o să vedeți cât de mult se contrazic în tot ce spun. Au încercat pe nenumărate căi să-l atragă pe Căpreanu într-o organizație legionară.
Chiar până în ajunul arestării sale, pe Nedelcu l-au mutat de la Jilava la Văcărești Spital, cu misiunea să-l atragă pe medicul civil din Văcărești, care, atenție, era informator și semna cucu, să-i transmită mesaje, să facă cumva să ia legătura cu Căpreanu, care nu era arestat, și în felul acesta să pună în scenă o legătură dintre un legionar din închisoare și un om din libertate, ceea ce iar n-a reușit. În concluzie, o să o citesc concluzia, după ani de zile în care au fost mobilizate mari resurse informative și operative pentru a-i cupla într-o organizație de proporție în rândul mediciniștilor, pe Emil Căpreanu și Marina Aurel, despre care n-am apucat să vorbesc, dar era un chirurg orelist celebru în epocă și era cu vreo 10 ani mai mare decât Căpreanu, care ar fi urmat să fie șef de loc, securitatea ar trebui să se mulțumească cu un lot format din doi oameni. Victima principală, Emil Căpreanu, și acuzatorul lui Gheorghe Soroiu, la rândul lui victimă și martor al reeducării. Ceilalți martori ai acuzării sunt și ei victime ale vendetei ideologice și victime martore experimentului reeducării. Componența lotului și absența probelor, acestea reducându-se la declarații obținute în urma torturilor fizice și psihice și la câteva note informative, majoritatea provenind de la reeducați, adică simple hârtii măsuite în laboratoarele demascărilor, denotă un proces în care securitatea nu a reușit să aducă învinuiți pentru a da conținut acuzei de complot, tocmai pentru că faptele incriminate nu s-au petrecut niciodată. Ar fi trebuit să mai spun, de fapt, teza acestui text, că reeducarea nu se reduce la ceea ce cunoaștem în speță drept expertul Pitești, sau de tip Pitești, sau fenomenul Pitești, cum l-a numit Ierunca. Și este un proiect, un efort de corecție ideologică generalizată. Așa cum de altfel s-a întâmplat și în Uniunea Sovietică și Solzhenitsyn îmi definește foarte frumos toate lucrurile astea și foarte multe detalii. Deci scopul demascărilor nu era doar de a-i transforma pe cei câțiva studenți de la Pitești. Mai mult, toate informațiile sau așa zisele informații strânse în timpul demascărilor au fost folosite nu numai împotriva unor oameni nevinovați aflați în libertate, au fost folosite și în lupte interne de la nivelul superior al partidului.